Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip pe GTA San Andreas. Ce vrei, mă, fraiere? Ne aflăm pe serverul Rubine Frit, alături de Culdei, adminul Puli. Ce faci, mă? Salut, domnul Puli. Bă, o să vă las și canalul lui Culdei în descriere, face și el YouTube, car vloguri, episoade pe Ruby. Da, o să face chestii interesante. Eu vă zic să intrați la el pe canal, dacă vă place ceea ce face, vă abonați, dacă nu, treaba voastră ce faceți. Nu vă obligă nimeni să vă abonați la nimeni. Bă, la sfârșitul clipul o să fac extra giveaway-ul de din clipul anterior, cu robinele, pula mea, știți voi de ce mă întrebați. În fine, bă, am făcut mod pe Costa, că știu că toți săriți în cap și la el, la cul din comentarii, abonații lui și la Awake. Doar ei doi mi-au modurile pe lângă mine și Awake care să nu le dau momentan, nu o să le dau, leau decât ei doi. Și ne jucăm noi pe ele. Nu, cine știe ce modul, vă puteți face și voi mod pe... Intrați pe game modding, ceva gen, că scrieți pe Google și primul site al vostru, aveți acolo moduri de la GTA 3 la CSGO și ce vă mai trece vouă prin minte, orice joc. Selectați San Andreas filtru și vă alegeți ce moduri vreți voi. De acolo am toate modurile combinate. Deci, nu știu, vă faceți pe placul vostru ce moduri vreți voi. Momentan nu le dau pe asta, de asta zic să nu mai cereți link-uri, să habar n-am, nu știu, ce vezi voi. Ce facem, frate, și noi clipul ăsta? Mergem să facem o cursă, ceva, că n-am mai mult. Hai că un pot moli de tot, că ca mașinia de mașină. Păi dai, mă, frate, și tu alta. Ce mașină să luăm, frate? Ia bascula aia. Ce basculăm? Păi da, nu știu. Aia de mi-a arătat poze. Cred. A, uite, am și diminuit. Asta e? Da. E handicapată, eu am normal că am scos-o. Despre ce vorbim? Ia uite-l pe la care mașini. Bă, deci mă disperă cea de asta, frate. Să ține după mine să-i vând bizul. Ia-mi că nu-i-l vând. Ce biz ai? Casino, nu? Da. Da, băieși, că tot vă uitați la Cayenne. Nu vă mai țineți după mine că nu o să vând business-ul. Bă, hai să mergem la race, mă. Stai așa. A, stai că mă duc direct, frate. Gortă. Bă, și ce vreau eu să vă mai zic, mă, vouă? Că am și uitat. Ți-am bat picioarele. Vreau să le zic ceva legat de cheat-uri, mă. Pana mea, tot intrați cu cheat-uri pe server, cu chestii, după care veniți la mine, lăsați comentariu că... Și asta e un motiv din care îmi dau modurile. Hai, dă-n race. E deja în desfășurare. Nu, așteptăm. E deja. Hai că așteptăm aici. Și veniți la mine după aia la modurile mele, unde am postat clipul cu modul, că ai din cauza ta mi s-a furat contul sau nu mai știu eu ce. Pula mea, unii... Nici n-ați descărcat modurile și comentați aiurea în pula mea. Deci pun pariu pe ce vezi voi, că... Pula mea, cum îmi comentezi mie că s-a furat ție contul dacă eu n-am nimic în modul sau mai știu eu ce și vii și comentezi ca prost aiurea. Deci asta rezultă că nici nu ai descărcat modurile. Altceva, hai, intră repede, repede. Voi vă duceți ca proștii, scrieți pe YouTube. Da, e aiurea locul ăsta și de asta nu gândesc. Bă, intrați mă cu aia, intră repede la race. Dacă desfaci un mod pack, nici măcar dacă nu intri în el cel puțin. Nu cred că ai avea cum să iei, ai avea crash. What the fuck, m-a deconectat de pe server, ce tare. Voi intrați ca fraierii... stai așa, să bat pe ăla. Intrați ca fraierii pe YouTube și scrieți cum fac bani pe Nefrit, hack bani Nefrit. Puneți botul în pula mea, la ce vă pune ea în download acolo, e luați ca proștii. Și după aia rămâneți fără conturi, nu înțeleg. Sunteți retardați, dar în fine, nu vă mai zic nimic. E treaba voastră. După aia plânge... Goto Raids. Și după aia plângeți că prin tichete și pe nu știu unde, că nu eu ți-am făcut reclamație, că eu n-am avut contul spart sau mai știu eu ce prostii. Treaba voastră, frate, ce descărcați. Eu de asta, eu unul dintre motivele în care nici nu mai vrem să mai punem modurile download și prostii de genul, jucăm noi cu ele. Bă, eu dau random, nu știu pe care îți dau, low rider sau prins la mine. Eu am dat convertibil. Ai mea, indiferent. Dar mă gândea să schimb rutele la ăsta, la race și să schimb și la Treasure Point, pentru că am auzit că unii și-au făcut hărți. Și a schimbat și la Treasure Points. Doresc coliziunul. Am dat la fel. Păi, pula mea, trecem unii prin alții, nu mi se pare chiar așa ok.
Bă, da, RAM i-a luat admin, AK-47 și Behir, cred că așa are numele, Behir sau Behir, nu știu cum se citește. Ce rută ai ales, mă? 3 am dat. 4. Depinde care a dat primul. Bă, că doar noi doi suntem aici. Dar probabil pune alta aia, să vedem. A, ruta 4. What the fuck, uite-te cum a spawnat și pe aia. Bă, da, ce pana. Trebuie ceva lucrat la asta. Ce bă, nu mai da, mai da, bă. Da. Nu mai da. Mă, zis pun lui Xenon. A, oh, am uitat că avem nos din prima, dar de ce l-am dat aici, nu înțeleg, m-am luat după tine. Păi da, mă, bă, cu aia nu-i core, bă. Hai că te aștept. Hai că am avut și noi cursă, dacă e ceva. Am luat foc. Ai luat foc, să mor da. Tu? ce bulangiu. Și m-a dat și la casă. Coi, dar nu știu de ce am pasta albă aici. Acum avem delay. Cum pula mea cu aia să iei foc acolo? Ai dat am cu luat foc, hai să mergem. Nu am dat frate cu speed-ul, m-am răsturnat acolo jos. Te uiți pe filmare. Pe cum dracu, ai rămas singur în cursă? Da, mă duc aici și îmi dă checkpoint. What the fuck? Hai că oricum e scurtă. Bă, de ce zici mă că au făcut mapă la aia? Cum mapă? Bagă stocuri, bă, nobule. Bă, cred că mai nob decât mine ești tu cu aia, nu știu ce să zic. În fine, stocurile v-am spus cu aia de ce nu băgăm. Pentru că pula mea intri pe server, ți-ar place să vezi dracu Infernus. Pentru ce pula mea mai joci cu aia? Că nu știu pentru ce ai joca... Jocul ăsta joacă pentru funcții, mașini, case, bizuri. Nu văd alt scop și distracție, unii distracție. Pula mea, dar alții care joacă cu un scop, ăstea sunt scopurile, alt scop noi aveam. Spec 869, ce face ăsta mă mâncățești pula ta? What the fuck, ăsta în FBA? Când dracu aveam 1600? Nu înțeleg. S-o fi aruncat pe munte sau nu știu. Probabil. L-o fi luat unul cu trofe. S-a băgat regula aia cu 30 de zile pentru colider sau? Bă, încă eu nu știu nimic dacă a vrut Webster, dacă a băgat o Webster, dar m-a anunțat și pe mine, bănuiesc. Înseamnă că încă nu s-a băgat, cred. Mă întreabă unul la Mafi, dar nu cred. Spune să-l întrebe pe Webster pe Slack. Poate a băgat-o, eu știu că, adică eu nu știu, e, partea nu s-a băgat nimic. Bă, unde să dau un romă, frate? Oh, dar nu putem să dăm în doi, să-mi bag nu până putem, stai, mă duc așa la un gun shop ceva. Vin, mă ca, vin să stai. Mă duc cu teleportul. Așa, mi-au arme rapid și mă luau casă. După ce te dă mașină, îmi dai să-ți dau, bă, frate. Păi n-are rost, mă. De ce să dai gotul la mine? Că dau rob doar. Păi, dar nu poți să dai gotul la mine, vezi? Te dau, mă, pot, dar nu acum, când te dă în mașină. Stai să mă duc la o casă. Mergem aici în față. Vreau să fac skill la robă, să-mi dea mai mulți bani. Moartea mea să fost sticlele astea de băutură. Știu că e greu. Bă, dar am observat că dacă iei dale mai din fund, acolo îți dă mai mulți bani. N-are mai importanță, toate vin random, mă, frate, nu contează. Toate sunt random. Nu știu câte, între 60-90k pe obiect am pus. Da, dar trebuie să pui mai mult pe ale gen din ultimele camere de acolo. Nu are un important. Păi și care e chestia? Că te duci și le furi pe alea. Păi da, trebuie... da, e o distanță mai mare, ai șanse să iei fail acolo. Ce șanse să iei fail cu aia în 3 minute? N-ai timp 3 minute, să trăiești tu. Da, exact, logica. Mamă, mi-a dat lăsă. Asta e fail curat. Deci e fail curat ăsta cu aia. Să-mi ba pula unde mi-a dat. E... A, pe plajă am. Da, am pe plajă lăsă aproape. N-ai cum să ne ajungi. Prin cât timp îți dă? Într-un minus și 42 de secunde. N-am prins nici 3 minute măcar. Încerc să o iau pe partea aia, pe... gen... pe lângă Fort Carson. E bine că e decât un checkpoint, atât.
Bă, să lăsați în comentarii că știți vreun mod să-mi încarce toată mapa din start, dar fără 2 DFX, ceva gen, nu știu, fie el Cleo sau Asi, habar n-am. Lăsați în comentarii numele sau... Nu, să nu lăsați link, că trebuie să vă apropi comentarii și o să vii să vadă comentariul tău ziul gen. Eu îl văd oricum. Dar mă prefer să-l caut eu, nu să-l descarc de pe linkuri, dacă mă înțelegeți. Da, e frică de keylogger. Am eu, mă, cool de un mod și încarcă toată mapa, dar se bate cap în cap cu modul ăsta pentru că are niște umbre, ceva gen și dă crash de la umbrele alea. Da, nu știu, eu n-am probleme cu încărcat, adică... Știi ce îmi place mie? Când merg așa și mi se încarcă o parte din drum, mi se mai pune un pom în stânga, unul în dreapta, bă, țin să te amuz că 40 de secunde e wanted. Mamă, dar de fapt e spre sfârșit de săptămână, au ăștia raportul terminat. Să sperăm. Și după ce termin robotul ăsta, fac și o extra de giveaway. Spune ce vrei să zici, man. Merge greu rău cu teatru ăsta de mașină. Da. Bă, în clan, nu știu, am zis că nu băgăm în clan. Cred că am zis. Da, am zis de 1000 de ori și totuși... Nu-i zis atât, mă spunează, man, bagi în clan. Bă, clanul e un clan restrâns, m-am săturat. Am avut clanul, haide să vă spun și faza cu clanul ăla KGB. L-am avut la început, l-am băgat pe Dean în el, cred că știți pe Dean, să se ocupe, până hai că nu știu, wanted dacă e ceva. Și, nu știu, s-a ocupat omul, a băgat în clan, totul bine, dar m-a enervat spam-ul de pe clan și după aia toți pe server v-am spus, bă, îl contactați pe el, nu răspund eu de clan, pentru că n-am timp, frate, să mă ocup de clan. Bine, intru pe joc, să fac anumite comenzi, să mut mașini de pe un comp pe altul, așa cu înșelătorii și mai multe prostii. Nu prea stau să mă joc eu să fac joburi și chestii de gen, pentru că n-am nevoie de așa ceva. Am alt rol pe server, gen. Și voi tot SMS-uri, mă, spamați cu bagă-mă în clan, bagă-mă în clan. În fine, v-am pus și scurtătură în descrierea clipului, vă explicam și pe SMS-uri, intră și tu pe forum. Îi dădeam link către forum, bă, Culdei, și el mă întreba, bun, dar după ce citesc alea, mă bagi în clan, păi, coaie, citește-mi pula mea acolo să vezi cum poți să intri în el. Erau retardați, mă, unii, deci, nu știu, dar unii chiar sunt slabi mental. În fine. Și ideea că după m-am enervat. Da, i-am dat clanul lui Dean pe con și Dean ce s-a apucat, el niște conflicte cu cărâmă, lui, pana mea, am zis că îi plătea pe ea din clan, nu știu ce, sau să-i dea dislike-uri la clip lui cărâmă, lui, nu știu, mi s-a părut foarte urât din partea lui, n-am apucat să-i zic chestia asta, că l-a banat Webster pentru că a început să facă cu un anumit, nu dau nume, un program să-i spune între ghilimele, o, salut băieții, respect, de fapt băiatul. Așa, să facă reclamații, să modifice dovezi, pana mea, și au luat bani pentru dovezi modificate. Și din cauza asta eu am citit și clanul de pe comp, pentru că mi s-a părut foarte urât să facă prostii de genul. Eu am lăsat clanul să se ocupe de el în caz că na, s-a ocupat de el, vreau să spun, și am zis, bă, hai că-l merită, că totul s-a ocupat de el, de ce să-i las altuia? Dar Dean și-a bătut joc, pot să spun, de faza asta. Nu trebuia să amestece clanul ăla dat de mine pentru... care el nu a băgat niciun ban, adică a fost clanul dat de mine așa din obraz, să-și bată joc de el. Bă, dar de ce mă duc pe plajă? Mamă, ce lag am, nu înțeleg de ce. Am drop frame-uri. Da, se vede puțin. Nu înțeleg în pula mea, dar în fine. Aoleu! Tarlaua! Dă-i coaie că te bubuie ăla. Coaie, dar nu știu, mi se încarcă mapa aici, gen. Bă, pula mea de moduri. Hai că dacă e ceva, am luat crash. Ce-mi plac modurile astea frumoase. Le mor, tu mai luat crash. Da, caie, sunt AFK? Da, da. Ei dau task manager, mă piși pe el. Așa, în fine, hai că am dat șurub dacă e ceva. Stai să pun pe display capture. De ce mă întrebați? Despre ce vorbim? Da, mă, coaie, deci tu iei crash din cauza la mașină, spun eu. Uite, eu, de exemplu, da, am prea multe, mă. Sunt prea multe, fine. Da. Deci clipul, 640 de comentarii, în cap mi-a sula când e vorba de giveaway, comentați toți de ce mă întrebați. Așa. Bă, am zis mini level 5, dar n-am zis ore jucate. Na. Hai să vedem cine câștigă. Primul. 20... Ore jucate 25, level 9. Stai să vedem, traficantul. Pula mea, un nume foarte inspirat. De gumă, de ce dracu. Bă, e și online. Ai 150 de rubine, nu?
Mamă, ce premiu! Bă, na. Ia vezi, frate, a apărut pe Slash sau Res pe Kendama. Următorul. Da, să văd, da. Următorul comentariu e minutul 15.02 face tot. Aha, ha, mulțumesc. Feeder. Ce e pulă, mă. Mamă, 300 de ore. Zi ăsta, 635 de ore jucate. Bă, ești prost. Pe omul chiar merită, mă. Mamă, să-mi bat cu ăla. Când joacă pe decoi. Bă, ești nebun la cap. Stai așa. Ce vreau să fac? Să mai dau unul. Hai să vedem. Fumumul de penal, de ce merge greu? Bă, toți au avut ori jucate, mă, la 7, în fine. Bă, la cum e să se încheie, mă? Poftim? Nu știu, scrie acolo pe furt, nu mai țin minte date exact, am prea multe date în cap să mai țin minte și chestia aia. Oh, săracă de tine. Da, na, sunt și eu mai sensibil. Bă, cam atât cu videoclipul ăsta. Ai ceva de adăugat? Bă, na, de ce mă întrebi? Bă, dați-vă subscribe lui Culde, abonați-vă la el acolo, vă uitați la clipurile lui dacă vă place ceea ce face. Eu zic că merită, e băiat de treabă, în fine. Dați un like la videoclipul ăsta dacă, na, pula mea. În fine, hai, salut, baftă, nu ne mai întindem că ne întindem degeaba, pa. Numai bine, pa.